Salut, dragilor! În clipul de astăzi o să încercăm un nou restaurant din Craiova. Se numește Restaurantul Friday, care îl găsiți în Promenada Mall. Am luat 3 meniuri. Pentru seara asta o să vi le arăt acum. Întâi vi le spun. Meniu Maxi High Friday Vită, cu cartofi prăjiți. Meniu regular dublu pui burger și meniu maxi dublu fry master vita. Cam așa arată, da? Toată comanda este în valoare de 112 lei și 36 de bani. Meniu maxi high fry vita este 31 de lei. Meniu regular dublu burger pui este 26 de lei și 70 de bani și meniu maxi dublu fry master vita este 46 de lei și 49 de bani. Așteptăm curierul să vedem cum arată și ce gustare fiecare. Gata, a venit și curierul cu produsele. Hai să le deschidem, să vedem ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Dragilor, o să le deschid, o să le pun pe o farfurie și le prezentăm îndată. Deci, cam așa se prezintă. Ăsta este al meu, da? Cu dublu vită. Ăsta este al lui Ana. Cu ce e ăsta? Cu... tot cu vită. Tot cu vită. Și ăsta este al lui Roxy, care este cu pui, cu cartofii prăjiți. Hai să vedem ce gust au. Așa, hai să vedem cum este acest burger de vită dublu. De mirosim, miroase foarte bine. Mmm! E chiar bun, dă-mi și mie un șervețel. E chiar bun. Cam așa arată. Merge, are gustul ăla de vită clasic. Vită făcută pe plită, cred că este chifteaua. Chiar e bună. Dar credeam că e mai pufos, mai înalt. Dar merge. Gustul e foarte bun. Prețurile însă sunt un pic cam mari la Friday, dar gustul e bun. Friday, mă corectez. Înțelegeți voi ce vreau să spun. Eu știu mai mult rusește, nu prea știu englezește. Eu sunt cu davai ceas, davai parton, de la Nistru până la Don. Ia uitați-l. Hai să vedem și cartofi prăjiți. Aceea sunt geniere. Ți-ți place Roxy? Da. Ăla de... Dar și acesta are o felie de cedar. Da? Da. Din păcate. Da, merge. Cartofii sunt fantastici. Și ăsta de vită al meu e foarte, foarte bun.
Mă așteptam să fie o lecuță mai mare. Da, merge. E bun. Carda este foarte, foarte bună. Eu cred că sună telefonul sau e alarma. O singură dată. Parcă mai mâncat de la așa, mai vreau la voi. Dar fără cartofi. Cartofii sunt... Știți că v-am spus în niște clipuri anterioare cum că cartofii de la McDonald's sunt cei mai buni din toate lanțurile fast food. Vreau să vă spun următorul lucru. După cei de la McDonald's, ăștia sunt cei mai buni. Deci, McDonald's oricum rămâne number one pe cartofi. Nu știu ce rețetă au, nu știu cum îi fac, dar sunt number one. După care urmează ăștia de la Friday. Dragilor, și pentru voi ăștia de vorbiți în contrasens, cum zicea unul pe aici, lista neagră, o să comand odată o colivă, să o încerc și să-mi dați adresele, să vă trimit rudelor voastre, să se bucure de ea. Aici, dar mai vorbiți voi așa, să vă aflați în treabă, da? Vă știți voi care sunteți. În rest, pentru toată lumea, numai gânduri bune. Mamă, cum ia. Vă știți voi ăștia din lista neagră care sunteți. De vă rupeți unghia în cheița de la pateu. De vă treziți vorbind așa. Avem o cofetărie în Craiova care face colibă. O să încerc și pe aia, dar să-mi dat adresa să vă trimit. Că altfel nu vă puteți bucura de ea. De fapt, nu voi. Familia voastră. Ăștia din jurați, de vă dați voi mari șmecheri. Oricum vă blochez instantaneu. Când am văzut că începe cu înjurătură, nici nu o citesc până la capăt. Stați fără grijă. V-am dat acolo bloc și gata. La gunoi cu voi. Mamă, ce bun e ăsta. Ia uite. Delicious. Deci ăștia de la Friday chiar au făcut un burger genial. Și cartofii ăștia cinstiți sunt extraordinari. Uite, mi-a căzut aici niște cedar jos. Dragilor, l-am halit. Acum băgăm și cartofii. Ce vreau să vă spun că de la 1 la 10 lanțului de fast food Friday îi dau nota 9. E o notă foarte bună. Burgerul a fost foarte bun. Îi dau nota 9 deoarece burgerul trebuie să fie mai afânat, așa, mai umflat, da? Nu știu, puteau să găsească niște metode, să pună niște salată iceberg. Da, la mine s-a turtit chifra. Da, uite. O pușghiță.
Uite, la Roxy, uitați chifra cum s-a făcut. Da? Okay. Dar a fost bun, ți-a plăcut? Da, a fost bun. Și nu este piept de pui cum este la KFC. Dar cum este? Mi se pare că este o tocătură, ceva... Ce este? Nu este carne cum trebuie, este gen amestec din acela cum pastă, este. Da. Ce? Da, da. Nu... Dar așa la gust cum a fost? E bun. Ce notă îi dai de la... Cred că îi dau 8. 8. Pentru partea cu chifla. Tu ala cât îi dai? Și carnea este de pui. 10. Are, Ana, în schimb, cartofi foarte buni. 8 sunt de cei la... mai buni cartofi. 8 de la Roxy și 9 de la mine. Deci dacă era un pic mai afânat, să-i fi pus niște salată iceberg, să-l mai fi umflat așa un pic, era ok. Și prețurile sunt cam mari. Asta este adevărul, sunt cam mari, dar merge. Am comandat, am văzut cum e, mi-a plăcut maxim, dar a doua oară aș lua de la alt de magazine, dacă aș avea ocazia. Dacă nu, aș lua tot de la ei, dacă nu i-aș găsi decât pe ei pe piață și la îndemână. Încă o dată spun, foarte bună, foarte bun hamburgerul, Vita făcută foarte bine, dar prețurile cam mari și trebuia mai afânat, mai și pâinea aia trebuia făcută ceva la ea, nu știu, să prea să turtește. Cam asta a fost, dragilor, prezentarea acestor burgeri de la Friday. Până la următorul clip, noi să auzim numai de bine, vă doresc multă, multă sănătate, bani în buzunare să vă cumpărați tot ce vrei, vă pup și vă iubesc. Pa! Oprește-și tu camera!